Bine m-am regăsit la un nou vlog. Astăzi facem un test de viteză cu Jin Lingu și cu Lida, să vedem care ce pot. O să facem eu o să fac cu Lida aerii cu Jin Lingu și după aia facem schimb să vedem care ce poate dintre cele două ATV-uri. Așa că haideți să-i dăm drumul. Hai că mergem acolo și de acolo încoace, bine? Diferența e că eu am 110 kg, iar Eric are 75. Nu-i corect. Așa că o să facem și schimb de ATV-uri. Măi, mă, ce alunecă. Hai, mafiotule. Cred că mă lasă ăsta. Bun. M-a luat cu Lida. M-a luat cu Lida. Haideți să facem schimb acum. Hai că facem schimb de ATV-uri. Hei! Stai așa. Hai la el. Hai să mă obișnuiesc un pic. Te m-am strobit. Sper să nu mai iei Eric acum, că apoi am pus-o. Nu, înseamnă că ATV-urile diferă, nu-i șoferul. Am crezut că eu sunt de vină, dar ATV-ul a fost de vină. Tot așa? Vrei să facem? Hai să mai facem. Încă o dată. Mă, trebuie să fiu mai bun. Că m-am obișnuit deja cu el.
Crezi că mă e? Face schimb? Degeaba că merge mai bine prin lingul. Încă o dată. O să încerc cumva să-l iau pe Eric, dar... Nu știu zău, că e cam mare. Nu, ia să vedem. Nu mă las să te întrec. Și așa se simte greutatea pe el. Așa că Jinglingu câștigă. Și la sprint și la forță Jinglingu e mult mai bun decât Lida. Așa că Jinglingu îi dă un pic de lecții la Lida. O să încheiem acest vlog aici. Nu uitați să ne urmăriți și pe Instagram, să vă abonați cei care n-ați făcut-o, să ne dați un like, bineînțeles, mie și la Mafiotu. Iar până la următoarea ieșire și, bineînțeles, următorul vlog, vă doresc mai bine. Ciao, ciao!